Despre ședința de Consiliu Local, anunțată încă de săptămâna trecută, se zvonea că avea să zguduie administrația locală severineană. Inițiatori au fost consilierii PNL. Cele mai importante proiecte de pe ordinea de zi se refereau la limitarea prerogativelor primarului. Acesta trebuia să prezinte consilierilor lunar un raport de activitate. În oraș nu s-ar mai fi făcut nimic dacă nu ar fi avut avizul unei comisii, iar patronii de terase ar fi plătit taxe mai mici. Numai că la ora 14, când era programată ședința, sala era goală și nici măcar inițiatorii nu au venit. Motivul amânării? Era convocată o ședință extraordinară de Consiliu Local, convocată de către o treime din consilierii locali, ceea ce la noi este, să zicem, oarecum o premieră, nu prea s-a mai întâmplat așa ceva. Din motive care țin strict de discuții politice, ca să spun așa, s-a amânat această ședință pentru o dată ulterioară. Erau mai multe proiecte pe ordinea de zi, cea mai mare parte dintre ele vizând, practic, îmbunătățirea activității la nivelul executivului primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin. Vor fi readuse în discuție în cadrul unei ședințe viitoare? Categoric, toate aceste proiecte de hotărâri sunt înregistrate la Consiliul Local, exact cum spune legea, și evident că vor fi puse pe tapet în ședințe următoare. Primarul, cel vizat de cele mai multe dintre proiectele puse pe ordinea de zi a ședinței, a comunicat un răspuns în scris cu privire la fiecare inițiativă. Mesajul edilului a fost cât se poate de tranșant. Referitor la convocarea acestei ședințe extraordinare, n-am să vă pun la dispoziție convocatorul, semnat de 8 distinși consilieri liberali. De ce nu s-a ținut, întrebați pe dânsii? Poziția mea vis-a-vis de acest demers al domnilor, o să vi-l dau în acest răspuns pe care l-am pus la dispoziția și dumnealor, o remarcă am să fac, să le fie rușine liberalilor pentru faptul că transformă instituția Consiliului Local într-un spectacol pe banii cetățenilor. Atât. Urmăriți pe site-ul www.informațiadeseverin.ro și aflați detalii cu privire la mesajul primarului Constantin Gherghe, adresat celor doi viceprimari, Liviu Nicolicea și Daniel Cârșan.